Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Nicolae Zaharia, noul protopop de Onești. Simboluri creștine de la Onești au ajuns în Athos și Antarctica. CSS Onești cucerește podiumul național de judo Under 18, aur și bronz. Luni 19 februarie, în Catedrala Pogorârea Duhului Sfânt din municipiul Onești, a avut loc ceremonia de învestire în funcția de protopop al protoieriei Onești a părintelui Nicolae Zaharia, preot paroh la parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena. Învestirea s-a făcut într-un cadru solemn și plin de emoție prin hirodesie în cadrul unei slujbe oficiate de preasfințitul părinte dr. Ioachim Băcăuanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La eveniment au fost ministrul mediului Mircea Fechet, subprefectul județului Bacău Narcis Jitaru, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină, primarul comunei Helegiu Ciprian Ene, primarul comunei Livezi Sorin Ichim, dar și mulți alții. Părintele protopop, ex-protopop de acum, care a primit o altă misiune, mai însemnată, zic eu, în contextul timpurilor și a vieții bisericești și laice pe care noi o derulăm și încercăm să o coronăm împreună. Domnule ministru, pentru prezență, domnule primar, pentru această frumoasă, pentru faptul că suntem într-o curte frumoasă, o curte nouă, biserica aceasta care acum a ieșit din pământ, într-un loc cu totul la parte. Deci catedrala noastră de la Bacău devine parcă cea mai frumoasă biserică, așezată într-o piață publică frumoasă, amenajată, modernă, și deci de aceea, în mod cu totul special, vreau să felicit municipalitatea și toți cei care au contribuit la această frumusețare a acestui oraș binecuvântat de Dumnezeu și pus totdeauna sub oblăduirea nevăzută a lui Dumnezeu, dar mai curând a lui Ștefan cel Mare, care își are sortintea din ținuturile acestea, după cum o știți, la Bordeaux. Vă mulțumim pentru frumoasa primire, pentru pâinea care ne-ați prezentat-o spre binecuvântare, pentru sarea care aici este ceva mai multă în partea aceasta a protopopiatului Onet, de faptul că avem salina de la Târgu Bocna și au găsit puțină sare, chiar puțin a fost, dar a fost suficientă pentru a trece cumva și a menține echilibrul acestei zile, pentru faptul că sarea nu-i așa, este cea care ajută să țină echilibru vieții, echilibru în natură, echilibru în mâncare, că dacă nu pui sare în mâncare, nu mai este bună. Deci iată cum sarea astăzi este foarte importantă și trebuie să ne amintim că fiecare preot, astăzi, mai ales adorată în sinasă, trebuie să știe că este trimisul lui Dumnezeu și ca să propovădească adevărul revelat și să conducă poporul pe calea mântuirii, trebuie să fie sare și lumină. Lumină și sare sunteți cu toți astăzi și astăzi vă reamintim în liturghie că veți rămâne niște oameni al lui Dumnezeu dacă puneți sare în contextul timpurilor acestea tulburi și nestatornice și năsârnice, cum spune cronicarul. Deci avem nevoie de echilibru, avem nevoie de sare care dă și de gust vieții, de gust activităților care le facem pozitive pentru Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu pentru toate, vă mulțumim pentru acest act pe care l-ați făcut și urmați-l pentru faptul că este vorba de o lucrare pentru Dumnezeu, în Dumnezeu, în puterea Duhului Sfânt. Stimate autorități, dragi oneșteni, astăzi am avut bucuria și onoarea de a participa la Sfânta Liturghie, dar și la acest moment unic în viața părintelui, noului părinte protopop Zaharia. Astăzi părintele nu a primit doar o funcție, ci o cruce pe care o va duce cu cinste și responsabilitate. La începutul slujbei, când am preasfințitul părinte Ioachim spunea că suntem o comunitate binecuvântată. Faptul că biserica ocupă un loc atât de important în
comunitatea noastră mă face să simt că, într-adevăr, suntem un tărâm binecuvântat. Faptul că în Albrea Sfințitul Părintei Ioachim și părinții protopopi îndeamnă preoții să mărturisească în permanent că-și enoriașii și să le ofere cu toată dragostea trupul și sângele lui Hristos prin împărtășire continuă, mă face și mai mult să cred că, într-adevăr, Iisus este în mijlocul nostru. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să-i mulțumesc Părintelui Bârgăoanu pentru întreaga sa activitate, atât preoțească, cât și cea din funcția pe care a ocupat-o de protopop timp de 8 ani, pentru faptele bune pe care le-a făcut, care nu pot fi șterse. Și aș vrea aici să evidențiez în mod deosebit masa bucuriei. Misiune care sunt sigur, așa cum îl cunosc pe Părintele Zaharia, domnul protopop, că o va duce mai departe. Vreau să-l felicit de asemenea pe Părintele Zaharia pentru misiunea care a primit-o și să-l asigur de toată prietenia și dragostea care îi port și ca atât ca eloriaș, cât și ca reprezentant al instituției care, pe care o reprezint, îi voi fi alături în această misiune. Felicitări, Părinte, Dumnezeu să ne aibă în pază! În universul fascinant al artei plastice, artistul Dorel Bălăiță strălucește, aducând cu el nu doar talentul artistic, ci și o pasiune vibrantă pentru colecționarea și reprezentarea adevărului istoric. Creațiile sale au devenit bucuria și sursa de inspirație pentru publicul din One și Bacău, dar și din întreaga țară. Cu o viziune artistică distinctivă, Dorel Bălăiță surprinde esența frumuseții trăirilor umane în lucrările sale. Fiecare detaliu, fiecare nuanță de culoare și fiecare linie pare să comunice o poveste. Ultimele două lucrări, cruci realizate cu măiestrie și încărcate de înțeles spiritual, au avut parte de două călătorii deosebite. Una din ele a călătorit până în Antarctica, găsindu-și locul lângă pinguini, iar cealaltă a ajuns în inima muntelui Athos, loc sacru pentru spiritualitatea creștină. Despre aceste două experiențe, Dorel Bălăiță mărturisește cu modestie. Două dintre crucile făurite de mine ajunse prima în Antarctica, lângă pinguin și a doua în Athos. Mulțumiri celor care au făcut posibil acest lucru și cărora sper că le-a ajutat prezența lui Dumnezeu prin intermediul acestui simbol fundamental pentru noi creștinii. Artistul devine astfel un far călăuzitor în călătoria spirituală a privitorilor săi, oferindu-le o conexiune profundă cu lumea artei și a trăirilor umane. Dorel Bălăiță nu este doar un artist plastic, ci și un căutător de frumos și autenticitate, iar creațiile sale rămân mărturii durabile ale unei călătorii artistice și spirituale impresionante. În umbra veche a mănăstirii Cașin, istoria se desfășoară cu grație și măreție într-un dans al timpului, ce se împletește cu destinele liderilor ce și-au croit calea prin această comunitate băcăoană. În preajma cetății, domnitorul Moldovei, Gheorghe Ștefan, cunoscut sub numele de Burduja Vodă, își croia visele de a face din această fortăreață un centru de cultură și spiritualitate, asemeni celei de la Iași. Vis frânt de domnitorul Vasile Lupu, care, cu armata, îl izgonește pe Burduja Vodă până în Transilvania. Însă, în amprenta istoriei locale se conturează nu doar proiectele grandioase, ci și prezența marcantă a unor figuri remarcabile. Printre zidurile mănăstirii și pe drumurile comunei au pășit ilustre personaje, de la majestatea sa regele Ferdinand și majestatea sa regina Maria, până la tinerile principese și membrii ai suitei regale. În primul război mondial, generali ce au condus cu bravură armata română își fac simțită prezența, lăsând o amprentă puternică asupra comunității. Pe aceste meleaguri, umbrele trecutului prin contur sub semnătura unor lideri remarcabili. Ion Mihalache, președintele Partidului Țărănesc, care a ocupat fotoliul de ministru al agriculturii și ministru de interne și ilustrele personalități ale culturii, este vorba de Nicolae Iorga și Mihail Sadoveanu, devin părți ale povestirii locale, aducând cu ei pasiunea pentru vânătoare, dar și de frumos din mănăstirea Cașin. Ioan Mărășteanu, primar între 1000
1920-1928 din partea PNL, a fost arhitectul dezvoltării locale împroprietărind comuna cu păduri. Este vorba de 741 de hectare și construind școli de tip Spiru Haret, ce rămân o mărturie a preocupării pentru educație. Prima, chiar în centrul comunei, în 1922, iar a doua, în 1926, în Lupești, cea care a fost dărâmată în mandatul actualului primar. Pentru cea din urmă, Ioan Mărășteanu a primit distinția pentru construcțiuni școlare, brevet semnat de însuși regele Ferdinand. Trebuie știut faptul că la acea oră în România erau doar 2000 de astfel de școli construite, comunitatea din Mănăstirea Cașin se putea lăuda cu două astfel de instituții de învățământ. Fratele său, Vasile Mărășteanu, membru marcant al PNC, continuă acest drum aducând comunei izlas și pădure. Este vorba de 2192 de hectare, dar și istorie, având prietenia marelui istoric Nicolae Iorga, care îl onorează cu o vizită. Povestea comunei Mănăstirea Cașin nu se oprește aici, ci prin contribuția decisivă a lui Ion și Vasile Mărășteanu, bunicul și unchiului Cătălin Dima, aproape 3000 de hectare de pădure și islas se adaugă la moștenirea acestor meleaguri. În mijlocul acestui tablou istoric, casa actualului sediu al PNCCD Mănăstirea Cașin cu proprietarul său, cumnatului Vasile Mărășteanu, este vorba de Radu Simion, devin martor al schimbărilor politice și poveștilor ce se desfășoară în tihnă în jurul cetății din Mănăstirea Cașin. Astfel, fiecare piatră acestor locuri poartă povestea unei comunități ce și-a croit drum prin istorie, sub semnul liderilor care au dat valoare fiecărui capitol. Reamintim telespectatorilor noștri faptul că vineri 9 februarie, în inima comunei Mănăstirea Cașin, a apărut o inscripție impresionantă ce indică sediul Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat. Președintele partidului PNCCD, Ștefan Bogdan Oprișan, a înserat pe banner un mesaj profund patriotic: renaștem pentru țară. Contactat telefonic exclusiv pentru Acum TV, președintele PNCCD Ștefan Bogdan Oprișan a confirmat faptul că în scurt timp va avea loc deschiderea oficială a sediului, fapt care va coincide cu lansarea candidaturii politice. Mesajul patriotic exprimat pe banner indică viziunea partidului asupra implicării sale active în procesul de revitalizare națională. Conducerea filialei județene, colonel Corneliu Chirieș, a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria și a subfilialei sale din Slănic Moldova au analizat posibilitatea de a colabora cu unitățile teritorial-administrative din localitățile Oituz, Pârgărești, Mănăstirea Cașin, Târgu Trotuș, Târgu Ocna și Onești și cu alte instituții pentru punerea în valoare turistică a obiectivelor istorice ridicate în arealul Văii Oituzului, Cașinului, Trotușului și Slănicului, în care s-au dat lupte hotărătoare în Primul Război Mondial. Analiza a avut loc cu prilejul adunării de evaluare activității din anul 2023 a subfilialei Slănic Moldova a ANCE. Sunt peste 12 astfel de reprezentări, morminte colective, osoare, de la Oituz, Poiana Sărată, Onești, Mănăstirea Cașin, peste 18.000 de oseminte, la Oituz 18.600, Pârgărești, dealul Coșna, care a fost astăzi un obiect amplu, de discuții ample privind îmbunătățirea monumentului de acolo, monument internațional de reprezentare care ne va face cinste. Apoi continuăm cu Slănicul Moldova, Cireșoaia, Valea Uzului, cimitirul internațional de la Valea Uzului este construit de cultul eroilor în 1926-27. Mormântul lui eroului Emil Rebreanu de la Palanca, construit tot de Societatea Cultului Eroilor. Da? Comăneștiu, cimitir internațional. Pe dealul Coșna, altul de zecile monumente, s-a mai ridicat unul în 2019 prin subscriție și efort fantastic, n-a crezut nimeni. Așa cum muzeul militar de la aia s-a făcut în 3 luni de zile în 2018, nu credea nimeni că Dumnezeu ne-a ajutat, așa Dumnezeu ne-a ajutat. Cu sprijinul primăriei Pârgărești, a comunității de catolici, trebuie să o spunem, majorit, așa, care a dovedit, și a tuturor celor care ne-au fost, că sunt trecuți toți pe listă, deci acolo și oficial, să facem ceea ce trebuie. Inițiativa a aparținut grupului Prospectului Istoriei și Asociației 15 de Infanterie și a primăriei Pârgărești, la care m-am adugat eu cu dimensiunea militară și de cooperare cel mai nivel și pentru aducerea statului major general. Și să vedeți de ce. Că Dumnezeu rânduiește, nimic nu întâmplător, că la câte erau 10, așa mai a adăugat unul. Și vedeți ce misiune este. Deci o cruce este pentru toate regimentele românești, cum am spus așa, iar una e pentru un francez. Monumentul este incomplet.
Și atunci trebuie ansamblu memorial. Deci care e scopul? Ansamblu memorial internațional. Adică să aducem crucea a treia. Pentru toți cei care au căzut pentru țara lor, așa cum este, l-au făcut românii, l-au făcut în Bulgaria. Deci acolo, știți, cu tragedia cu Bulgaria, da? Este un monument. Pentru toți ostașii căzuți la datorie pentru țara lor. Și o placă comemorativă, o onoare și respect pentru ostașii căzuți la datorie pentru țara lor în confruntările armate de pe dealul Coșta în Marele Război. Arealul istoric menționat cuprinde un număr important de monumente și cimitire ale eroilor din Primul Război Mondial, cele mai cunoscute fiind la Oituz, Poiana Sărată, Mănăstirea Cașin, Cașin, Onești, pe dealurile Cireșoaia și Coșna, pe Valea Trotușului, la Palanca, se află mormântul lui Emil Rebreanu, unde anual au loc acțiuni de cinstire a memoriei eroilor neamului. S-a propus sprijinirea construirii de monumente ale eroilor catolici în toate comunitățile catolice din județ, unde se află urmașii acestor eroi și împreună cu colaborarea cu UAT-urile din Oituz, Pârgărești și Târgu Ocna, prin crearea unor trasee turistice prin zonele istorice menționate. La Onești încoace, știind câte ceva, nu sunt atât de specialist în datele istorice, dar știind de valea aceasta și născut fiind aici, eu sunt din comuna Târgu Totuși, satul Tuta, din copilărie și chiar de la Onești acum mereu privesc spre Coșnea. Coșnea. Pentru că bunicii mei și apoi părinții mereu spuneau că acolo au fost lupte foarte mari și știți, copiilor le plac poveștile. Da? Și mă uit cu reverență spre aceste locuri și azi venind încoace, spuneam, dacă ar fi să spun câteva cuvinte și mă bucur că mi-a dat această posibilitate și nu vreau să acaparez toată discuția prin vorbirea mea, spuneam, poate călcăm pe pământul stropit de atâția sfinți, pentru că eroul în felul său este un sfânt, pentru că el și-a dat viață pentru o cauză. Nu spunem neapărat cauză religioasă, dar o cauză națională care este spre binele comun, pentru că știți, și intenția și dorința bisericii este și a statului, nu? De a lupta pentru binele comun al societății, al neamului, nu? Iar acești oameni, eroii noștri, și-au dat viața pentru neamul nostru, pentru demnitatea acestui neam, pentru teritoriile neamului și apoi, cred, au fost mânați și de credința pe care au purtat în sufletul lor. Un om nu merge la moarte după mine, nu se sacrifică dacă nu are o motivație și interioară spirituală. Și aici cred că trebuie să acceptăm foarte mult rolul nostru astăzi, deoarece călcăm, cum spunea un sfânt, călcăm pe pământul sfinților care mustuiește de sânge. Proiectul a fost apreciat, iar subfiliala ANCES Learning Moldova a propus pentru acest an să acționeze pentru identificarea și punerea în legalitate a terenurilor de pe raza orașului în care activează, pe care sunt amplasate monumente ale eroilor. Identificarea și punerea în legalitate a terenurilor de pe raza orașului Learning Moldova, pe care sunt amplasate monumente ale eroilor. 2. Sprijinirea construirii de monumente ale eroilor catolici în toate comunitățile catolice din județul Bacău, unde se află urmași ai eroilor. 3. Continuarea proiectului Codru Eroilor, completarea cu puieți, consolidarea crucii din centru, împrejmuirea spațiului plantat. 4. Colaborarea cu ATE-urile vecine Oituz, Pârgărești, Târgu Ocna, Dofteana pentru amenajarea unui traseu turistic cu caracter de omagiere al eroilor neamului, care să unească toate monumentele istorice din zonă, culminat cu o procesiune organizată în fiecare an, la data de 7 august, proiect coordonat de Asociația Națională Cultul Eroilor. Este un proiect extraordinar. Dar proiectul ăsta trebuie, în primul rând, să se ducă la cineva la județ, ceea ce am prezentat aici să pună pe hârtie, să se numească traseu turistic drumul eroilor, de unde să pleacă, unde ajunge, fiecare primar ce are de făcut pentru proiectul respectiv, ca cel care vine, copii din toată țara și din lume care vor veni, băi, vine la mine în comună. Băi, fac ceva acolo să fie frumos, ca să mă reprezinte comuna la nivel național și internațional. Printr-un fond european, printr-un fondurile de la Consiliul Județean, prin unirea tuturor instituțiilor se va face. Că dacă Elie a reușit să facă acel monument, să fac drumul până în dealul ăla, 800 de metri, cu flori și cu tot, a reușit și la nivelul Bacăului, atâția oameni care
sunt plătiți ca să producă idei și să fie pentru comunitate, să râdiți, bă, frate, să fac acolo un traseu, să fac un album, de așa, o carte, traseu în care să scrie traseu turistic, drumul, cu toate obiectivele care să fie în toată țara date. Și atunci, mi se par lucrurile foarte simple. La final, filiala județeană Cultul Eroilor a acordat medalia Eroului Necunoscut, bătută în anul centenarului Eroului Necunoscut 2023. La solicitarea de a deveni membru al filialei Bacău, al Cultului Eroului Bacău, noi răspundem cu înmânarea carnetului de membru. Îi dorim succes și vă mulțumim. Da, să oficial, da, vă mulțumesc tare mult. Carnetul de membru la subfiliala Târgu Ocna, domnului Radu Romeo. Am carnetul domnului Liviu Mititelu de la Târgu Trotuș, care s-a angajat într-o misiune deloc ușoară de a revigora subfiliala la Târgu Trotuș. CSS Onești cucerește podiumul național de judo Under 18. Debut de excepție în 2024 pentru sportivii de la CSS Onești, care au strălucit la prima competiție oficială a anului. Este vorba de campionatul național de judo Under 18, desfășurat la Satu Mare în acest weekend. Echipa a reușit să aducă acasă primele medalii, demonstrând calități sportive de excepție. Vlad Sorin a fost în centrul atenției, obținând locul 1 și titlul de campion național la categoria 46 de kilograme. O performanță remarcabilă care demonstrează determinarea și pregătirea intensivă a acestui tânăr judoka. Oancea Mihai a urcat pe treapta podiumului, obținând o medalie de bronz și clasându-se pe locul 3 în clasament. Cu o abordare strategică și o tehnică solidă, acesta a adus o contribuție semnificativă la succesul echipei CSS Onești. Ionașcu Alexandra, cu un spirit de luptător și o abordare dedicată, s-a clasat pe locul 5, aducând un plus de mândrie clubului sportiv. Felicitări nu se adresează doar sportivilor, ci și întregii catedre de judo de la CSS Onești, condusă de antrenorii Butucaru Doru Florin, Badea Valentin și Tătar Cristina. Ei au contribuit la pregătirea atentă a echipei, ghidând tinerii talentați spre victorii notabile. Aceste rezultate de succes nu doar reflectă abilitățile individuale ale sportivilor, ci și coeziunea și determinarea echipei CSS Onești. Se redeschide stagiunea teatrală de luni 26 februarie de la orele 19 pe scena cinematografului Capitol din Onești, cu un spectacol care îi aduce împreună pe aceeași scenă pe Cristi Iacob, pe Tania Popa, pe Andreas Petrescu și Aura Călărașu. Despre dragoste cu ură spune povestea cuplurilor, în care comunicarea lipsește, fiind înlocuită de certuri, neînțelegeri și secrete bine ascunse. Însă viața este plină de surprize și umor. Accesul general este de 70 de lei. Biletele sunt disponibile de miercuri 14 februarie de la ora 13 la Cinema Capitol. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 20 februarie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei urcă până la 9, chiar 10 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 2 grade Celsius. Miercuri 21 februarie, vremea se mai încălzește, cerul va fi parțial noros. Vom înregistra o maximă de 11 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 2 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.